Bună seara, mă bucur că sunt aici și că am fost invitată să vorbesc despre eșecuri, pentru că toți avem eșecuri, dar, mă rog, nu așa de spectaculoase ca precedent, adică acolo doare rău. Și domeniul în care sunt eu nu e la fel de spectaculos ca sportul. Eu fiind un pic de context, lucrez de o viață deja în software, antreprenoriat și am făcut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. De fapt, chiar mă gândeam că dacă ești invitat aici să vorbești despre eșecuri, probabil că ai avut succes. Nu, sigur ai avut succes. Pentru că dacă ai fi avut numai eșecuri, nu știa nimeni despre tine, pardon, și ca atare nu era invitat să vorbești despre eșecuri. Deci probabil că aici vorbim despre eșecuri, persoane care până la urmă au avut ceva succes. Și putem să spunem și ce tipuri de eșecuri am avut, pentru că într-adevăr oamenii deștepți învață nu numai din greșelile lor, ci și din greșelile altora, dacă suntem în stare. Ca să vorbim despre eșec, cred că ar trebui să vorbim despre risc. Pentru că, în principiu, n-ai cum să ai eșecuri dacă nu încerci. Este foarte, dacă ești într-un loc plat, nu prea ai cum să cazi de acolo. Sau căderile sunt foarte mici. Greșelile din care poți să înveți, greșelile alea epice, sunt greșelile pe care ți le obții în urma asumării unor riscuri. Și probabil ce vreau să vorbesc astăzi este despre asumarea riscurilor și cum am făcut-o eu în viața mea și am încercat să aleg unele care să nu implice și pe alții, adică să fie doar eșecuri, mă rog, eșecuri mai mult proprii. Eu sunt generația X. Nu știu cât sunt în sală, că sunteți mai tinerei, dar generația X, generația cu cheia de gât. Generația care, în principiu, n-a avut de unde învăța despre risc, pentru că părinții noștri, și nu vorbesc numai de zona României, vorbesc internațional, ca și caracteristica acestei generații, părinții noștri au lucrat, în general, în aceeași companie toată viața, în slujbe care nu le-au plăcut în mod particular și, oricum, scopul nu era să-ți placă jobul, scopul era să ai un job, să ai bani pe masă. Să ai pâine pe masă și bani și etică. Deci, în principiu, nu prea am avut, ei nu și-au asumat riscuri, ca atare noi n-am văzut, cu atât mai puțin în România comunistă, nu am văzut cum este să-ți asumi riscuri sau ce să faci când îți asumi riscuri. Mai mult decât atâta, cultural vorbind, poporul român are zicale conform gen capul plecat, sabia nu-l taie, învățăm de mici despre la Miorița acum Baciu stă liniștit și așteaptă să fie omorât și nu știe nimic, mă rog, avem o întreagă baladă despre asta și asta învățăm de mici. Deci învățăm de mici că nu e neapărat ok să-ți asumi riscuri. Sau noi am învățat, generațiile noi sunt un pic diferite din fericire. Acum, din fericire pentru mine, am reușit să depășesc această ia-ți mama un job și stai acolo în jobul respectiv și nu te mișca din el, pentru că am avut iarăși norocul de a fi la trecerea de a intra în câmpul muncii imediat după, sau la câțiva ani după Revoluție, la câțiva ani că eram în facultate la momentul respectiv. Moment în care în România, dacă vă aduceți aminte cine erați în perioada respectivă născuți, se pleca pe capete din țară. Eu am plecat din țară de două ori și m-am întors tot de atâtea ori, de unde că sunt aici. Odată am plecat în Anglia, chiar atunci la începutul anilor 90, și mai târziu în California în 2012-13. De fiecare dată am fost întrebată când m-am întors de ce te-ai întors și de fiecare dată a trebuit să dau ani de zile explicații de ce m-am întors. Și ca să o iau pe rând, am terminat
ca să un pic de context, am terminat Politehnica, e o facultate foarte grea, Politehnica 5 ani de zile pentru o fată, vă zic că este o facultate complicată. Iar apoi am rămas în facultate o perioadă, după care am avut de ales, am ajuns la concluzia că n-am cum să fac bani dacă rămân în facultate. Primul risc pe care mi l-am asumat a fost să plec din acea zonă care mi era confortabilă din multe puncte de vedere, dar care nu mi oferea, adică simțeam eu că nu e ok acolo. Și am avut de ales între două joburi, unul în banking și unul în tehnologie, în software. Cumva intuitiv, pentru că era mai mare salariul în banking și atunci băncile erau pe val, ca și acum de altfel, dar salariile cele mai mari erau la bănci și în continuare sunt, am ales tehnologia, absolut intuitiv. Primul risc pe care mi l-am asumat atunci a fost ăsta, s-a dovedit a fi, okay, nu neapărat un eșec, n-a fost un eșec, pentru că am făcut lucruri care mi-au plăcut foarte mult. După cum ziceam, am plecat în Anglia cu vreo 200 de lire, cred că aveam în buzunar, o perioadă foarte complicată, fără bani, fără... Am plecat cu soțul meu la momentul respectiv, el avea un job de programator, am reușit să trecem peste primele luni care au fost, adică mâncam la nivel de din 10 lire, reușeam să ne facem masa pe toată ziua. M-am angajat acolo, am lucrat o perioadă în Anglia, foarte frumos, diferența enormă față de România anilor 2000, enormă, de la cer la pământ. Însă am decis să mă întorc după o perioadă, pentru că eram tot timpul, asaltată de cereri de hai vino să lucrez pentru de la Radu Georgescu, GECAD, RAV, dacă vă aduceți aminte, hai să lucrez la RAV. RAV, tot pentru cei tineri, RAV era... un antivirus românesc, la momentul respectiv se bătea cu Bitdefender și era, mă rog, noi zicem că mai, noi ăștia de la RAV mai sus decât Bitdefender la momentul respectiv, dar mă rog. Și ideea era că am vrut neapărat să vin să lucrez pentru acest proiect, pentru RAV. Și de-aia m-am întors din Anglia. O decizie foarte riscantă, pentru că acolo aveam un job, era foarte mișto, învățam foarte multe, dar mi se părea că echipa de aici și proiectul este super, super mișto. M-am întors, am lucrat la RAV, am făcut o mulțime de chestii foarte faine acolo, astfel încât în 2 ani a venit Microsoft, ne-a bătut la ușă ca să ne cumpere, ceea ce s-a și întâmplat, a fost prima vânzare de tehnologie din România în 2003, total neașteptată, dar în momentul în care am învățat că am participat la respectivul proces de vânzare al RAV-ului către Microsoft, am învățat enorm. L-am cunoscut și pe Bill Gates în proces, ceea ce, mă rog, acum mă laud, dar da, l-am cunoscut și ăsta nu e un eșec. Am făcut un salt foarte mare față de generația mea. Deci riscul pe care mi l-am luat de a mă întoarce a dat cu plus. În continuare am rămas în România, cu toate că aș fi putut să plec la Seattle la momentul respectiv, dar am rămas în țară, în ideea în care mi s-a părut că în țară pot face mai mult din punct de vedere antreprenorial decât aș putea să fac în state, ceea ce este adevărat, era o zonă care se dezvolta atunci. Și am făcut e-payment-ul, actualul PayU, pe care și pe ăsta l-am vândut în 2010. Și am rămas să conduc Avangate-ul, care Avangate este una dintre, acum cred că este a doua cea mai mare companie din lume de plăți digitale. La momentul respectiv era a treia, pornită from scratch, adică din nimic, ca să spun așa. Dar nu, astea nu sunt eșecuri, iarăși mă laud. V-am zis, n-ai cum să ai eșecuri decât dacă ai avut niște succese, adică ai riscat ceva și ți-a ieșit prost. În tot acest parcurs cu Avangate, această companie de care vă ziceam,
Aveam birou în state și în 2011 a fost luată decizia, trebuie să te muți în state ca să investi pe cei de acolo, cum e să facă business cu România și cât era... Diferențele culturale sunt foarte mari între România și California, foarte, foarte mari. Iarăși eram și acolo pionieri, eram printre primele companii care aveau românești, care aveau un birou în state și angajați acolo. Foarte grea comunicarea, nu neapărat comunicarea grea, că engleza o știe toată lumea, dar modul de... erau fricțiuni. Ai mută-te acolo ca să facem, ca să fie bine. M-am mutat în state, deja exista și copil, mută-ți toată casa, copilul mic, începea școala, n-a mai început în România, a început în California, o mulțime de chestii pe care le-am dat peste cap, astfel încât să mă mut acolo. M-am dus în Silicon Valley, în Palo Alto, adică super, este într-adevăr, cred că cea mai frumoasă zonă din lume, mă rog, din câte am văzut eu. Este absolut superb, e perfect acolo. Am lucrat la cel mai înalt nivel, fără să-mi facă plăcere. Adică locul era atât de diferit, deja aveam în jur de 40 de ani. Numai... și ei, ca și noi, au făcut și ei, se cunosc din liceu, se cunosc din facultate, se cunosc, au și ei lumea lor, la fel cum și noi avem lumea noastră. Ce liceu ai făcut? Păi Mihai Viteazu. A, și am făcut Mihai Viteazu. Ce ai făcut? A, ai știi de aia de la Caragiale, unde ai terminat? Politehnica. Așa sunt și ei. Și nu mai reușesc să pătrunzi din lumea aia, mai ales la nivel executiv. Poate la nivel... cum să zic, la nivel de programator, dacă te duci la 20 de ani, 25, 26, programator sau începător, probabil că te mai integrezi. Te duci să te plantezi acolo mega executiv, mai ales că e o lume ale bărbaților, nu... în România nu se vede această diferență. Nu s-a văzut atunci, nu se vede nici acum, că femei, bărbați, nu știu ce, dar acolo se vede. Adică este o mare diferență între femei executiv și... adică nu sunt. Și vin eu din România, din Europa de Est, cu accentul de Europa de Est, știi, ca să le explicăm una și alta. Ceea ce vreau să vă zic este că nu mi-a plăcut absolut deloc, cu toate că n-aveam niciun motiv să nu-mi placă. Nu m-am integrat sub nicio formă, adică mi-a fost greu să mă integrez. În momentul în care am luat decizia, cu toate că mă mutasem cu arme și bagaje, copilul făcea deja școala acolo și pentru el era foarte bine, era super încântat. Când am venit în România, nu mai vorbea românește, după o perioadă destul de scurtă. Am luat decizia să mă întorc în țară. M-am întors în țară, într-adevăr, dar între timp, jobul meu, poziția mea pe care o aveam aici, se schimbase, echipele, evident, într-o perioadă de 2 ani de zile, lumea își vede de treabă, nu stă pe fundul tău să te aștepte pe tine, oricât te-ar iubi și oricât de bun ai fi. Fiecare și-a văzut de treabă, fiecare erau refăcute, cu alte cuvinte, nu mai m-am găsit locul la job. Și acasă, toate, eu vânduțe, aranjasem, deci totul era în aer. M-am întors, nici aici nu m-am regăsit foarte bine. După cum ziceam, jobul nu mai era ăla pe care îl știam eu și pe care îl visasem eu. Personal a trebuit să le iau pe toate de la început, să le așez și așa mai departe. Deci lucrurile n-au fost așa cum așteptam. Este un eșec? Da, a fost un eșec. Deci am pierdut bani, am pierdut timp, am pierdut ani din viață. Deci am învățat foarte multe, este perfect adevărat. Deci am învățat foarte, foarte multe, am văzut locuri, am văzut oameni, am stat la masă cu oameni importanți, am căscat și ochii să învăț de la ei. Dar din punct de vedere al succesului, nu a fost un succes. Când m-am întors, au fost mulți ani de zile, de fapt, de atunci, următorul succes pe care îl pot marca eu este Seedbling, care este într-adevăr un succes. Dar de atunci n-am avut o altă, cum să zic, o mega pantă. Ok, nici n-am fost nei ca nimeni, dar nici n-am simțit eu pentru mine că ar fi fost succese ce am făcut până acolo. Deci sunt două decizii, de exemplu, adică ce vreau să zic, că sunt două decizii pe care le-am luat în viață, una deci, pe bază de risc, una care a ieșit bine și care m-a dus din punctul A în punctul B foarte liniar și crescător, și alta care nu m-a dus în jos, dar m-a dus cumva pe o laterală.